În Joia Mare, la lăsatul serii, săvârșim denia celor 12 evanghelii. Această slujbă, care, pe lângă 12 citiri din Sfintele Evanghelii, mai conține și psalmi, rugăciuni și cântări cu adânc înțeles duhovnicesc, se face pentru ca să retrăim cina cea de taină a Domnului cu cei 12 ucenici ai Săi, să reascultăm ultimele povețe ale lui Isus, să îi fim alături în rugăciunea din grădina Ghetsimanii, să suferim împreună cu El umilințele, judecata nedreaptă, bătăile, jignirile, să mergem împreună cu El pe drumul crucii și, de pe Golgota, să îi fim alături la punerea Sa în mormânt. Aruncând o privire peste cele 12 evanghelii, constatăm că prima dintre ele este extrem de lungă, cuprinzând 4 capitole și jumătate de la Ioan, anume învățăturile cele din urmă ale Domnului către ucenicii Săi, rostite la cina cea de taină. A doua, tot de la Ioan, continuă cu cele întâmplate în grădina Ghetsimanii, prinderea și judecata Domnului și încheiindu-se cu lepădarea lui Petru. A treia cuprinde aceleași evenimente în relatarea lui Matei, iar a patra, revenind cu povestirea evanghelistului Ioan despre judecata lui Pilat. Apoi, până la a 12-a citire, evangheliile povestesc rând pe rând Matei, Marcu, Luca și Ioan, toate cele întâmplate în acest interval, de la cina cea de taină din Joia Mare și până în Vinerea Mare cu răstignirea Domnului, continuând cu îngroparea Sa în mormântul lui Iosif din Arimateea. Și încheind cu îngrijorarea mai marilor templului, care i-au cerut lui Pilat gărzi ca să străjuiască mormântul timp de 3 zile. De la 4 capitole și jumătate, la doar 5 versete, cât cuprind prima, respectiv ultima evanghelie, cele întâmplate se desfășoară într-un crescendo ritmic, de la lent la foarte rapid, asemenea unor bătăi de inimă ascultate de un aparat de măsurare a pulsului, înainte de oprirea completă. Ascultăm parcă bătăile inimii Domnului pentru viața și mântuirea lumii întregi. Iar dacă după a 12-a zvâcnire inima s-a oprit, ea nu a rămas asemenea celorlalți oameni în tăcere eternă. Și așa cum a promis mai înainte, Domnul a înviat a treia zi, vestind sfârșitul domniei eterne a morții peste om și peste păcatele lui. De aceea noi, chiar dacă retrăim cu emoții intense sfintele patime ale Domnului, suntem totodată cuprinși de acea fărâmă de bucurie, încă neîncolțită, încă embrion în coaja cea tare a seminței care așteaptă să se crape și să lase această bucurie să încolțească și să înflorească, fiind umezită de sângele vărsat al lui Isus. După cum spunea Domnul femeilor care îl jeleau pe drumul crucii, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Plângerea pentru Domnul este însoțită de bucuria nădejdii. Este și pentru noi nădejde că, dacă ne vom plânge pe noi și pe cei ai noștri, cunoscându-ne păcatele și pocăindu-ne, avem la rândul ne parte de înviere.